Viitorul Șimian se întoarce învinsă de pe terenul liderului. Plecată cu gânduri mari, formația mehedințeană a pierdut cu 4-0 disputa cu gilortul Târgu Cărbunești. Cauza principală au constituit-o greșelile individuale. Până în decembrie, tradițional luna cadourilor, mai este, dar mehedințenii au fost de pe acum generoși cu adversarii. La Târgu Cărbunești au pus pe tavă primul gol. În minutul 19, fundașul central, Alexandre Song, a greșit copilărește o pasă simplă către propriul portar, iar oaspeții au obținut un penalti pe care ulterior l-au transformat. Golul 2 a venit tot pe o greșeală nepermisă a defensivei. De această dată, fundașul Cosmin Dobre a încercat o degajare din marginea careului, însă a lovit prost mingea și a ieșit o pasă perfectă pentru adversari, care au profitat la maximum de eroarea neforțată. La 9 minute după fluierul de start al reprizei secunde, gorjenii au ridicat scorul la 3-0. Bineînțeles, tot după o gafă. De această dată, Dragoș Vlad și-a pierdut adversarul din marcaj la un corner. Cireașa de pe un tort amar a venit în prelungiri. Pe un atac al Șimianului, Rareș Leca a pasat direct la adversar și de aici a urmat un contraatac în care gorjenii au făcut șahmat apărarea. Prin acest succes, Gilortul își continuă parcursul perfect în noul sezon, cu victorii pe linie în primele 4 runde, iar faptul că au învins categoric o candidată la play-off a adus o bucurie și mai mare. O victorie importantă pentru noi. Noi luăm meciurile pas cu pas. Astăzi am reușit să câștigăm contra unei echipe care, într-adevăr, e o contracandidată importantă la play-off. Mă bucur că am câștigat. Acum ne pregătim pentru următorul joc. Vă așteptați la un meci mai greu cu Șimianul? O replică mai bună a lor? Cred că a fost un meci foarte greu, dar având în vedere că noi am fost foarte montați și am câștigat toate duelurile, am fost mai agresivi, am controlat jocul de la un capăt la altul. Viitorul Șimian pare să nu se regăsească în ultimele două etape. După ce începuse sezonul promițător cu o victorie contra Progresului Iezeriș și un egal cu Jiul Petroșan, cele două înfrângeri cu Deva și Cărbunești au șters totul cu buretele. Un joc modest, e al doilea joc în care nu ne regăsim deloc. Dacă cu Deva am mai avut oportunități de a marca, astăzi nu ne-am creat nicio ocazie. Într-adevăr, în toate duelurile, atât ofensive cât și defensive, unul la unul nu am putut să-i depășim. Încercăm să remediem lucrul acesta. Cu siguranță băieții pot mult mai mult. Știm foarte bine că am practicat jocuri solide, consistente și anul trecut, unde am avut o progresie foarte bună, dar din păcate etapele acestea, care începutul acesta a fost și un pic greu pentru noi, dar să sperăm că ne putem remedia și următorul joc de acasă să avem un joc consistent. Lipsa de concentrare și gafele individuale din ultimele jocuri neliniștesc staful tehnic al mehedințenilor. Ele se traduc în înfrângeri care îndepărtează echipa de zona play-off-ului și dau naștere la un blocaj psihic în rândul jucătorilor. Chiar și la nivelul acesta, la Liga 3, nu poți să faci asemenea greșeli în unele situații din joc, greșeli neforțate de adversar, în care, la urmă, în amprenta jocului spune cuvântul. Consider că pleacă foarte mult de la neconcentrare. Dar vom lucra și la acest aspect psihic, este un aspect psihic, și să încercăm pe viitor să nu mai comitem greșeli neforțate în care dăm mingea pur și simplu adversar și își creează ocazii de gol. Deplasarea în Gorj a consemnat mai multe recorduri negative pentru Viitorul Șimian. Cea mai drastică înfrângere a sezonului și totodată primul meci în care jucătorii de la malul Dunării nu marchează. Pentru Viitorul Șimian urmează un program cu adversari mai accesibili. În etapa a 5-a primește vizita celor de la Aurul Brad. Partida este programată vineri de la ora 16 pe stadionul municipal din Severin.